Ies la iveală noi detalii despre chinul prin care au trecut comercianții din pasul Palma Sucevița, județul Suceava. Șantajați mai bine de un an de către indivizi care le cereau taxă de protecție. Dacă nu plăteau, oamenii erau bătuți, iar tonetele le erau distruse. Timp de mai bine de un an, comercianții din pasul turistic Palma Sucevița au fost terorizați de patru indivizi din localitatea Ciumârna. Suspecțiile cereau bani proprietarilor de tonete pe motiv că aceștia și-ar fi desfășurat activitatea comercială pe terenuri care le aparțineau șantajiștilor. În situația în care nu plăteau, tonetele comercianților erau vandalizate și, mai mult, polițiștii au descoperit că unii comercianți erau bătuți. Un astfel de atac a avut loc în luna octombrie a anului trecut, când unul dintre comercianți a fost bătut de patru indivizi cu gule. Bătăușii nu numai că i-au distrus bunurile de la mașina tonetă până la frigidere, dar l-au și lovit pe vânzător cu un par în cap și peste umeri. Victima a povestit că indivizii au aruncat cu pietre în rulotă și într-o autoutilitară care îi aparținea și i-au distrus dozatoarele de bere și frigiderele cu băuturi, iar în momentul în care a ieșit din rulotă a fost lovit cu sălbăticie. Sătui să fie stor și de bani, comercianții au anunțat poliția, iar în acest weekend cei patru indivizi au fost prinși în flagrant, asupra lor găsindu-se. 1500 de lei și 4500 de euro. Polițiștii au făcut percheziții și la locuințele șantajiștilor, de unde au mai ridicat 21.000 de euro, material lemnos în valoare de circa 32.500 de lei și mai multe telefoane. De asemenea, la unul dintre indivizi a fost găsit și un autoturism în valoare de 30.000 de lei, față de care era instituită măsura asiguratorie într-un alt dosar al parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung moldovenesc. Cei patru indivizi au fost audiați de polițiști, Doi au stat 24 de ore în rest, iar ceilalți doi au fost lăsați în libertate.